Compartimentul de ortopedie-traumatologie inaugurat la începutul lunii septembrie s-a dovedit a fi necesar spitalului, deoarece majoritatea pacienților care vin aici lucrează în domeniul transporturilor și sunt predispuși prin natura meseriei la diferite accidente. Sigur că este un început, compartimentul nostru are deocamdată doar 7 paturi, însă în momentul când vom avea pusă la punct toată dotarea, și asta se va întâmpla cam într-o săptămână, vom putea aborda practic toată paleta de patologie ortopedică și traumatică la nivel clinic, așa cum se întâmplă și în alte spitale de profil. Deci nu va mai fi nicio diferență. De altfel, noi am început să lucrăm. Am abordat cu succes mai multe tipuri de fracturi și la membrele superioare și la membrele inferioare și am debutat și activitatea în programul de endoprotezare. Am avut deja implanturi de proteză de genunchi. De la inaugurare și până în prezent au fost efectuate 10 intervenții chirurgicale, cele mai multe fiind legate de fracturi. Săptămâna trecută, medicii au efectuat chiar și o protezare de genunchi, pacienta plecând pe picioare, acasă la doar 6 zile de la intervenție. În perioada următoare se urmărește să înființeze un compartiment de chirurgie vasculară. Recent acceptat în Colegiul Medicilor Ortopezi Specialiști din Irlanda, medicul Marius Enescu urmărește să aducă la Spitalul CF medicina hiperbară. Vrem să dezvoltăm acest tip de terapie. Evident, oxigenoterapia hiperbară nu este un panaceu universal, nu vindecă orice. Ea poate însă grăbi, poate ajuta foarte mult în tratamentul fracturilor deschise, al infecțiilor osoase, și atunci intenționăm să o punem în slujba acestui scop și să dezvoltăm niște proceduri terapeutice moderne, care există deja în alte țări, dar nu sunt chiar atât de avansate. Noi avem rezultate deja obținute, care sunt la nivelul obținut de medicii din Germania la ora actuală. Conducerea speră ca, prin aceste modernizări, unitatea sanitară să devină unul dintre cele mai bune spitale din Dobrogea.